Ești o persoană subtilă și deschisă emoțional. Intuiția unică te ajută să anticipezi evenimentele negative și să împiedici apariția acestora în viața ta. Deși ești sensibilă la mediul înconjurător, raționalitatea te împiedică a dramatiza excesiv ceea ce se întâmplă. Îți place să vorbești despre sentimentele și gândurile tale și să-i asculți pe ceilalți. Mintea combinată cu curiozitatea și memoria minunată te face un excelent student sau profesor. Orice psiholog va spune că oamenii care preferă dușul sunt deseori energici. În cazul tău, energia se poate transforma foarte ușor într-o agresiune evidentă. În acest moment, este recomandabil să nu cadă cineva în mâinile tale. În copilărie, ai fost considerată a fi încăpățânată, dar de fapt îți apărai dreptul de a face ceea ce iubești. Calitățile tale comunicative sunt vrednice de invidie, vei demonstra elocvent adversarilor tăi puterea ta și te vei comporta ca prietenă de încredere cu aliații tăi. Este incredibil de dificil să fii determinată să faci ceva dacă nu ai chef sau o dispoziție. Indiferent dacă ești extrovertă sau introvertă, ai înalte scopuri personale. Lumea ta este o posesiune personală, în care nimănui nu îi se permite să intre. Dacă ești introvertă, îți organizezi viața astfel încât totul în ea să semene cu o casă. Orice întreprindere trebuie să îndeplinească în primul rând criteriile de fiabilitate, siguranță, previzibilitate și confort. Dacă ești extrovertă, te comporți destul de bine până când te afli într-o situație de joc. În acest moment, natura ta luxuriantă poate fi în afara controlului. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: economie, sensibilitate, romantism, loialitate. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, dimpotrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită, n-ați dovedit dragostea și este mai bine să nu fii văzută în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn îi poți mulțumi pentru lipsa de practicitate, natura blândă. 30 iunie este ziua de frontieră, sfârșitul unei luni, în ajunul următoarei luni. Acesta determină ce-i gândaci în capul tău. Tu nu ești întotdeauna capabilă să faci față emoțiilor tale. Poți avea un talent tehnic luminos, chiar și virtuozitate. Cu toate acestea, această capacitate se manifestă fie în formă mentală sau fizică, dar nu în vreun fel comun. Dacă ești introvertă, ar trebui să fii atentă la tendința de a suprima agresivitatea.
Foarte des te temi să-ți exprimi sentimentele, crezând că aceste lucruri te va afecta doar pe tine însăți, uitând de cei apropiați. Dacă ești extrovertă, nu ești niciodată timidă de manifestarea directă a agresivității. Dacă cineva nu-ți inspiră încredere, uneori te manifestă în revolte excesive. O astfel de persoană este periculoasă ca adversar. Îți poți schimba starea de spirit în funcție de situație și de mediu. O asemenea metamorfoză îți dă un aer de misticism, de mister. Cu adevărat, tu nu te cunoști. Unul dintre meritele tale incontestabile este capacitatea ta de a gestiona banii, atât ai tăi, cât și ai altora. Mirosul tău financiar uimitor atrage pe cei din jurul tău, care așteaptă sfaturi valoroase de la tine. Realizezi în mod strălucitor ce calcule, maximizând profiturile și micșorând costurile. Interesul pentru muncă este adesea manifestat într-un hobby sau într-o aparentă ocupație a unui outsider, care este uneori plasată chiar și peste profesie. Cu toate acestea, atunci când interesul tău coincide cu publicul, acesta poate aduce beneficii maxime. Trebuie să cauți domenii de aplicare a talentelor tale. Din moment ce tu permiți foarte puțini oameni în lumea ta interioară, prietenul tău apropiat primește cea mai mare onoare. Te distingi față de alți nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești susținută, precaută, prietenoasă. În dragoste ești posesivă, disperată, imprevizibilă și îți poți pierde controlul. Tu acorzi o mare importanță plăcerilor senzuale, dar îți este rușine de slăbiciunea ta și te poți ascunde în spatele unei presupuse răceli. Cum afectează data de 30 iunie soarta ta? Ai o personalitate extraordinară cu mare potențial creativ și abilități cognitive remarcabile. Succesul te așteaptă în toate eforturile, acesta fiind de datorată determinării, perseverenței și muncii aspre. În ciuda prezenței și a unui temperament liniștit sau altfel neobosit, ești înzestrată cu ambiție, dorință de a cuceri în mod constant noi înălțimi și încredere nelimitată în sine. Cu toate acestea, având în vedere o astfel de gamă largă de merite, poți fi supusă vanității și aroganței. Modestia, prietenia și bunătatea sunt principalele tale trăsături. Calitățile tale nobile îți permit să te bucuri de admirația și respectul oamenilor din jurul tău. Bunătatea și o atitudine pozitivă fac posibil ca oamenii să se simtă cât mai confortabil și mai relaxați cu putință în apropierea ta. Un cerc larg de prieteni garantează asistență în orice problemă și în orice moment. Semnul zodiacal și vibrațiile zilei de naștere spun că poți fi un om liniștit și echilibrat, care este obișnuit să construiască o cale în viață pe baza unui plan atent lustruit. Astfel vei prefera pacea și confortul familial și nu petrecerile zgomotoase și companiile aglomerate. Dar la fel de bine poți fi un maestru improvizat, obișnuit să trăiești la maxim. Dacă situația este de sub control, reacția ta poate fi complet imprevizibilă și poate conduce la un comportament violent. Indiferent din care categorie ai face parte, ești înzestrată cu o gamă largă de calități spirituale, cunoști cu certitudine cerințele tale de la viață și te îndrepți cu încredere spre scopurile propuse. Fericirea te însoțește, permițându-ți să te bucuri de viață. Modul tău de comportament și starea ta de spirit sunt în dependență constantă de mediul înconjurător. O schimbare a circumstanțelor vieții te determină să-ți manifeste esența într-un mod diferit, lucru care îi confruntă pe alții cu sarcina destul de dificilă de a recunoaște calitățile personale. Adesea, lumea ta interioară rămâne un mister pentru alții, dar aceste lucruri nu te împiedică să rămâi de încredere și sinceră. Dragoste și compatibilitate. În relațiile personale, ești mai liniștită decât majoritatea semenilor tăi din zodia rac. Ești sociabilă, fermecătoare și atrăgătoare, dar, ca un rac tipic, ești predispusă la schimbări de dispoziție. Dacă realitatea nu corespunde ideilor tale romantice despre cum ar trebui să se întâmple lucrurile, poți cădea în depresie și apatie. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului,
Dar tu găsești o fericire specială cu Scorpionul, Fecioara, Capricornul, Taurul și Peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu Balanța, Săgetătorul și Leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu Berbecul, Gemenii, Racul și extrem de rar cu Vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ai un mod tehnic de a gândi și demonstrezi cu succes astfel de abilități. Poți gestiona companiile mari, te manifesti în afaceri ca un individ autoritar, deoarece ești conștientă de schimbările care se petrec în jurul tău. Poți deveni inventator, în special în domeniul tehnologiilor avansate. În sfera de afaceri, te distingi prin gestionarea competentă a resurselor financiare, atât proprii, cât și corporative. Poți fi brocher de primă clasă și bancher. Ești sensibilă la piața financiară a bursei, ai abilitatea de a face pariuri sau un refuz planificate de participare. Pentru tine, alegerea unui hobby interesant, care înlocuiește ulterior activitățile profesionale și ajunge direcția principală în viață, devine o realitate. Sănătate și boli. Trebuie să fii precaută la hipocondrie, care se manifestă pe fundalul unor mici nemulțumiri și afecțiuni. Tulburări ale sistemului digestiv, bolile pulmonare și psihice sunt cele mai frecvente. În ceea ce privește dieta, trebuie să-ți amintești că supraîncălzirea este deosebită de periculoasă în timpul perioadei de depresie. Echilibrul este cheia pentru rezolvarea problemelor de alimentație sănătoasă. Tu poți prefera să mănânci decât mâncare pregătită de un iubit sau, cel puțin, de aceea în care ai încredere. Desigur, ar trebui să înveți să gătești pentru tine însăți și să fii mai atentă la sănătatea ta. Exercițiul moderat, cum ar fi mersul pe jos, înotul este deosebit de benefic pentru tine. Soarta și norocul. Universul te-a înzestrat cu abilități multiple. Ești hotărâtă, energică, muncitoare, diligența ta poate fi invidiată. Prin natura ta modestă, lipsită de mândrie, cu amabilitate tratezi oamenii fideli. Oamenii sunt atrași de tine, pentru că lângă tine se simt confortabil. Tu realizezi totul în viață prin munca ta, ajungând de la mari înălțimi. Sfaturi pentru tine. Fii tu însăți. Ești un exemplu minunat de urmat. Nu-ți fie frică de schimbare. Aceasta îți va aduce un succes amețuitor și vei începe o nouă rundă în viață. Învață să te placi mai mult pe tine însăți. Vezi cum poți să ajuți pe ceilalți. Dacă este posibil, canalizează-ți agresiunea în obiective constructive. Descoperă-ți temerile și învață să aleți piept. Nu-ți permite să te retragi din tine. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și a amintit despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțită de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfeșnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată. Dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos,
cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uz casnic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lenjerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să îl evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.